Bine v-am regăsit, prieteni, în ultimele clipe ale lui 2023. Uite la atât suntem de 2024. Și văd pe platformele de socializare tot felul de șabloane cu luptători, cu ce an 2024 extraordinar va fi, ce vom face, ce vom drege, ce vom lupta, ce vom apăra. Eu vă spun că 2024, pentru că am văzut că toată lumea se întreabă ce va fi și cum va fi, 2024 va fi sub zodia minciunii. Cum am ajuns la această concluzie este foarte simplu. Sunt ferm convins că PSD-ul lui Ciolacu ne va minți tot anul că suntem în Schengen, deși realitatea este încă foarte îndepărtată. Din cauza corupției, dar și a incapacității politicienilor români de a negocia la nivel înalt, Schengen-ul va mai avea de așteptat. Partidul Național Liberal ne va minți și el că nu are nicio legătură cu Partidul Social Democrat, deși în casă ei fac un cuplu extraordinar, nu ne întrebăm ce fac noaptea în acea casă. USR-ul și el ne va minți că poate schimba România și, deși parcă ar dori să facă lucrul ăsta, este clar că nu au capacitatea de a schimba o țară care este acaparată în ghearele corupției pentru că ne-am transformat din păcate și vedem asta zi de zi la televizor prin lucrurile care se întâmplă, ele sunt un rezultat al unui stat condus de o clasă politică tot mai înfiptă în clanurile mafiote. Asta este realitatea, dar am divagat, deci USR-ul ne va minți că poate schimba România. Aur! Ne va minți și el la rândul lui că este un partid din, format din patrioți, de fapt ei sunt patriotari, nu au nicio legătură cu dragostea de țară, cu respectul față de oameni, față de români. Și s-a văzut zi de zi în Parlament acest lucru și, în fine, Șoșoacă, prin live-urile pe care le face și prin intermediul Partidului Inexistent. Prin urmare, va fi un an în care vom fi mințiți, din 1 ianuarie până pe 31 decembrie. Cu cât vom crede mai mult în minciunile care ne vor fi adresate, cu atât mai rău ne va fi în 2025. Dar, ca să nu încheiem așa într-un ton extrem de pesimist, am să vă spun că 2024 depinde până la urmă de fiecare dintre noi. Cred că ar trebui să ne uităm mai puțin la televizor și poate să citim mai mult. Ar trebui să stăm mai puțin pe platformele de socializare și să muncim mai mult pentru noi. Până la urmă, să muncim pentru bani, să muncim pentru cunoaștere, să muncim pentru dezvoltare personală. 2024 poate fi așa cum ne-l dorim noi, în bula noastră. Pentru că, la nivel macro, deja am arătat cum stau lucrurile. Acestea fiind spuse am să închei sublinind, tocmai pentru că soarele îmi bate în față, că în ianuarie voi veni cu o surpriză în zona de business, pentru că așa cum spuneam mai devreme, 2024 este așa cum ni-l facem noi, nu cum ni-l fac politicienii. Închei de această dată spunându-vă din suflet la mulți ani, spunându-vă că trebuie să rămânem uniți, cu ochii larg deschiși și cu foarte multe filtre aici la nivelul urechilor și al ochilor, pentru că vom avea foarte multe minciuni de îndurat și așa cum spuneam la un moment dat, cu cât vom înghiți mai mult, cu atât ne va fi mai rău. La mulți ani, dragii mei, să ne revedem sănătoși, pentru că în cele din urmă, sănătatea este cea care contează.